Dacă de Crăciun floarea reginii are legenda ei, mă bucura să constat că există o legendă și pentru o floare de Paște. Nu pentru păscăluță, cum s-ar putea crede, ci pentru lăcrămioare. Se spune că lăcrămioarele s-au născut de mult la începutul vremurilor creștine, pe muntele patimilor, Golgota. Pe când privea încremenită de durere răstignirea Mântuitorului, din ochii Fecioarei Maria porniră a se rostogoli lacrimi fierbinți. Din fiecare lacrimă care a atins pământul, a răsărit mai apoi câte o floare de un alb pur, precum sufletul Mariei. Așa se face că lăcrămioarele înfloresc pe deplin în apropierea sărbătorilor de Paști, simbol al dragostei, purității și dăruirii. O altă legendă creștină povestește că, înainte de a ucide balaurul, brațul Sfântului Gheorghe a început să sângereze, iar purterile lui erau slăbite. Când lupta apărea pierdută, din stropii de sânge care ajungeau pe pământ, au prins să se ivi niște tulpini cu flori mici și albe, care răspundeau o mireasmă puternică, nemai întâlnită până atunci. Mirosul florilor a întărit forțele sfântului, slăbind puterile fiarei. După ce balaurul a fost ucis, florile au continuat să strălucească în lumina soarelui și apar an de an în aprilie, în preajma sărbătorii de Sfântul Gheorghe. Numită și iarba Sfântului Gheorghe, lăcrămioara este izvor de energie, forță vitală și, nu în ultimul rând, de sănătate. Pentru francezi, ea există mai degrabă de 1 mai, când este un porte-bonheur, adică îți poartă noroc. Îți aduce fericire și se poartă la piept în ziua cu pricina. Există chiar și o melodie splendidă pe care o interpretează Danielle Darieux, una dintre cele mai speciale actrițe din mult visata țară acum. Hexagonul nostru drag. Aș mai adăuga însă că se spune, ei, așa e cu legendele astea, fiecare are altă rădăcină, că ar fi venit în Europa floarea tocmai din Japonia. Dar mai cu seamă că de obicei în Franța se vindea, cum spuneam, la început de primăvară și toată lumea era fericită să o poarte în piept și se vindea așa la colțul străzii, ceea ce acum nu se mai poate. Cel mult primi prin poștă. E o soluție. E un an special. Și apoi, de fericire, avem mare nevoie. Ei ziceau că e și pentru prosperitate, francezi. Ne, așa e firesc. Așa mai adăuga că inițial un rege de-al lor, primind cândva un fir de mărgăritar, l-a dăruit întâi domniță, iar apoi, an de an, tuturor celor de la palat. A revenit la o paradă a modei în 1900 acest obicei. Și de atunci încolo, în fiecare an, măcar un fir de lăcrămioară, de mărgăritar. Apropo, în grecește, margareta înseamnă perlă. Deci sunt niște perluțe mici, ca niște clopoței, care cred că vor să ne aducă, nu numai alinare, ci așa, ca un sunet frumos de aripioare, de înger ocrotitor.